genul de oameni pe care îl... E mult spus, urez, că n-am nimic cu nimeni. Dar, na, de dragul titlului, de dragul YouTube-ului, punem un titlu mai clickbait. Nu e vorba că urăsc, e vorba că mă enervează. E vorba că n-am niciun fel de... Sunt neutru. M-am educat emoțional să nu-mi pese de mare lucru, în afară de mine, familie, prieteni, apropiați, cam atât. Restul ce e în jurul meu, care se vaită, săracul de el, nu-mi pasă. Pentru că dacă mi-ar păsa prea mult și aș deveni prea emoțional, mi-aș pierde vremea încercând să ajut niște oameni care oricum nu vor aprecia. Este o vorbă celebră. Învață-i pe oameni să pescuiască, nu să le dai pește. Dacă le dai pește, vor cere mereu pește. Dacă înveți să pescuiască, vor pescui după aceea singuri. Din păcate, nu vor să pescuiască, pentru că e greu. Mai ușor să ceri pește decât să pescuiești. Urăsc genul de oameni, cu ghimele de rigoare, nu urăsc pe nimeni, n-am nimic cu nimeni. Mă enervează oamenii care se vaită. Ok, ai o dezamăgire, te vaiți la un prieten 2, 3, 5, la cineva apropiat. Ai o dezamăgire, nu știu. Mi-a murit afacerea cu, s-a întâmplat ceva. M-am îngrășat ca o vită. Pentru că am mâncat ca o vită. Pentru că am probleme cu glanda. Restaurant, glanda. Ca o glumă. Eu 9 din 10 oameni pe care îi cunosc atât sau cu obezitate, mănâncă ca niște porci. Da, sunt și oameni care au probleme. Îmi pare rău pentru ei. Dar cei mai mulți pe care eu personal îi cunosc au un metabolism, nu știu cum să spun, endomorf, parcă se numește, care tinde să acumuleze mai multă grăsime decât e cazul. Dar și în cazul ălora se pot lua măsuri. Și poate că sunteți curioși să vedeți ce materiale premium regăsiți exclusiv pe Members Join. Postez undeva la 2 clipuri pe săptămână, suntem aproape 500 de membri, sunt peste 100 de materiale educative, cu puțin mai multe aspecte personale din ceea ce fac, în ceea ce investesc din viața mea. La 1000 de membri începem live-uri, spații comerciale, portofoliu, manipularea din cripto, despre salariul meu brut de 25.000 de lei pe care mi l-am pus pe firmă, mi-am făcut și pensie privată pilon 3, Ina și ce deține ea și ce vlogări controlează ea, costă 10 lei pe lună să aveți acces la toate, bine, alea vechi avea mai multe niveluri, dar vă recomand cel de 10 lei, e simplu, poți să intri, poți să te abonezi, intri peste 3 luni din nou, 10 lei, te uiți la 10 clipuri, ieși și te abonezi din nou sau rămâi mereu abonat, e alegerea ta, faci cum vrei. Și mă enervează oamenii care se vaită pe chestii care pot fi, cum să zic, remediate. Poți lua atitudine, poți să te disciplinezi, poți să nu mai mănânci, poți să faci mișcare, poți să citești, poți să schimbi locul de muncă dacă te enervează șeful. Mă enervează șeful, este un cretin, dar tu stai acolo 20 de ani. Cine te ține? Nimeni. A, pe și unde mă duc? Boss, găsești o variantă, găsești o soluție, nu există. Există soluție la orice. Dacă există soluție să te sui pe lună și să te ducem pe Marte, există și soluție să schimbi tu jobul, să schimbi orașul, să îți faci familie, să-ți crești veniturile, să-ți faci o afacere, să fii fit. Există soluții, crede-mă, doar dacă nu vrei, nu există soluții. Pentru că vezi tu, e ușor să zici, e greu bă să mă las de fumat, e greu bă să fada cu pensie, că ce să au viața am, e greu bă să economisesc, e greu bă să fac copii, e greu bă să ai afacere, e greu bă să ai nevastă, prefer să stau singur, eu nu mai dau nume că mi-am promis că nu mai intru în detalii, dar unii se laudă, eu n-am familie, n-am copii, pe mine nu mă oprește nimic, bravo boss, ești forță, așa laudă, te vaiți, eu așa văd vaitatul, eu nu zic că nu mă vait, mă vait, nu știu, sunt pe Cătălin și mă enervez. Bă, nu mai merge, nu știu ce, și mă enervez. La un moment dat vreau să închid magazinul, pentru că o parte din produsele care erau foarte profitabile nu le mai pot importa. Vânzările au cam scăzut, costurile au crescut și eu pierdeam mult timp pe care mi-l dedicam magazinul. Și zic că, bă, stocuri, chirie, oameni, retururi, bă, nu mai vreau. Vreau să fac asigurări, vreau să fac marketing, vreau să încasez chirii, vreau să intru pe bursă, să nu mai am treabă cu stocuri, oameni și bătaie de cap. Și în timp ce mă pregăteam așa psihic cu o să închid, gata, închid, termin, gata, peste un an aveam de gând să fac asta, prin 2025, când aveam de lichidat produse. Stai și mă gândeam într-o zi, bă, zdobitor, alții fac magazine cu zero trafic, zero audiență, zero clienți recurenți, nici măcar nu sunt în domeniu. Au costuri mari de publicitate, eu nu le am. Și fac profit. Și eu cu audiență, clienți recurenți, costuri mici, eu îmi fac reclamă, am niște produse care se vând ok, nu sunt în stare să nu pot să zic că n-am fost în pierdere. Am scăzut. Aia a fost ideea, am scăzut și banii pe care îi scoteam
din punctul meu de vedere, profitul respectiv era nerentabil raportat la cât timp pierd ca să fac acei bani, pe care din alte părți îi fac mult mai ușor. Asta a fost toată filozofia. Nu eram în pierdere. Am avut, cred că februarie luna trecută am fost în pierdere. A fost o lună extrem de slabă. Luna asta este bună. Decembrie a fost o lună slabă, cred că am fost undeva pe zero. Februarie cred că sigur am fost pe pierdere. Lunile din toamna trecută am fost pe plus și am lichidat produse care au fost profitabile și am fost pe plus. Și acum din nou sunt pe plus. Adică am avut din 12 luni poate una în care sunt pe pierdere, două în care sunt pe așa și așa, la limită și restul sunt pe plus. Adică n-aș putea să mă vait, am făcut bani cu magazinul și mă gândeam, bă, eu chiar sunt dobitor. Trebuie să fac ceva, să bubui. Și am stat și mi-am spart urechile până am găsit soluție și nu mai închid nimic. O să-l cresc în continuare. Eu când am zis că, bă, vreau să-l închid, frate, că nu mai... Eu către mine m-am văitat, bă, nu mai vreau, pentru că... Și pe aia am venit, alo, ce faci? Te dai bătut? Ești idiot? Hai, pun osul la treabă, gândește-te cum faci. Există o soluție. Și am și găsit-o. Într-o lună am găsit soluția. Mi-am spart urechile, m-am stresat, cum fac, cum dreg, cum renunț la oameni, cum m-am stresat, m-am văitat, cum să zic, m-am văitat intern, eu mie, bă, vreau să închid. Îmi dau seama că e o greșeală. Trebuie să fac cumva să. Adică asta trebuie să fie atitudinea. Nu să te vaiți. Când te vaiți, pierzi. Când te vaiți, când încetinești, competiția îți ia fața. Când tu te-ai pus să mănânci shawarma la ora 11 noaptea și apoi să bagi niște Nutella, e cineva care mănâncă sănătos și a doua zi e pe bandă și face sport și e fit și e sănătos. Și tu când o să-l vezi pe ăla a doua zi, o să zici, frate, nu, ăsta ia pastile, că ăsta n-are cum să arate așa natural. Mm-hmm. Pe cuvânt. Păi da, că toate probleme cu restaurant, glanda. E ușor să te vaiți, e ușor să fii invidios, e ușor să stai în zona de confort, e ușor să te oftici, e ușor să renunți, e greu să fii disciplinat. Sunt acele citate de motivație, choose your hard. E greu să fii disciplinat, n-a spus nimeni că e ușor să fii perseverent, e greu să ai și regrete, să fii gras, să fii sărac, da, e greu oricum o dai. Dar eu zic că e mai suportabil și mai satisfăcător greu care vine din disciplină pe termen lung, iar eu cel puțin la partea cu disciplina și perseverența o văd greu și enervant și frustrant la început, când încă nu apar rezultatele. Că dacă te duci la sală un an, depui efort la muncă un an, îți faci un business după un an, începi să faci ceva un an, începi să înveți ceva un an, ei, după un an de perseverat și îndurat frustrare, încep să vezi și niște rezultate și niște îmbunătățiri, știi? Ai renunțat, gata, s-a terminat povestea, rămâi acolo jos unde ai fost întotdeauna, e simplu ecuație. Niciodată nu mi-a plăcut să mă vait. Adică am făcut-o de multe ori fără să-mi dau seama și m-am trezit la realitate. Și mereu când am avut o provocare, că am avut foarte multe provocări în ultimii 8 ani de zile, de când am filmat primul clip până în prezent, am avut, nu exagerez, sute de gânduri, provocări, tendințe de a te lăsa, stres, etc. Dar mereu nu m-am văitat și am căutat o soluție. Deci asta trebuie să faci. Și apreciez din tot sufletul oamenii care nu se vaită. Care oricât, sunt oameni, nu știu, sunt sigur că ați întâlnit oameni, eu am dat o grămadă și îi admir din tot sufletul, oameni care... Bă, au dificultăți, probleme de sănătate, n-au bani, n-au nu știu ce, bă, și vezi că sunt fericiți și că nu se lasă și că luptă și că se străduie să facă totul foarte ok. Sau vin din familii sărace sau au probleme grave sau te miri de unde vin și te trezești că ajung cine ajung, oameni mari, oameni ca lumea, oameni bogați, oameni cunoscuți, oameni cu probleme care ajung, nu știu, ajung sus. Deci, sau și dacă nu sunt sus, se zbat, se luptă și nu-i auzi că se vaită. Să vezi că au probleme, nu au bani și nu se vaită, nu cer la nimeni nimic, vor ei să se lupte. Lucrează două joburi, fac extra chestii, economisesc, duc copiii, se ocupă de ei, e super copii de la oamenii ăia. Deci sunt o grămadă de cazuri de genul ăsta și la noi în România și peste granițe. Sunt oameni care nu se vaită, dau cel mai bun din ei și sunt super ok și sunt super onești și sunt super veseli. Deci oamenii ăștia apreciez din tot sufletul, sunt o grămadă. Oameni care n-au, dar nu se lasă, sunt cu zâmbetul pe buze și ajung foarte ok într-un final. Ăștia sunt oamenii pe care chiar îi apreciez. Deci nu îmi plac oamenii care se vaită, vai domne, a crescut impozitul cu 3%, 5%, așa și
închid firma. Închide-o, mă, că clienții tăi vin la mine. Închide-o, te rog, insist. Așa, am trecut la impozit pe profit. Așa, și? A, păi ți-ți convine, frate, să dai ața bani la statul ăsta? Care vreau? A, nu, frate, eu plec în Malta, plec în Malezia. Așa, și? Familie, ce faci? O lași aici? Fugi, pleci așa de capul tău? Păi da, frate, nu dau, ci vreau 0% taxe. Cine te ține? Succes. Eu, oamenii pe care îi cunosc, care toată viața lor au fugit de taxe, într-un final au ajuns chiflari. Într-un punct în viața lor au ajuns chiflari. Pentru că fuga asta de taxe, evaziunea legală, vine de la oameni care sunt în general cam lacom și care nu se mai satură și care vor mai mult și care vor să cheltuie și care vor să consume și la un punct ăsta nu se pupă bine. Ajungi de un punct nasol. Evident, asta e părerea mea, sper că n-am jignit pe nimeni, sper că nu s-a supărat nimeni, dar pe mine personal mă irită persoane care toată ziua se vaită, stai așa, mă duc la bârfă cu ăla să mă vait, mai duc la ăla să mă vait, mai vorbesc pe Insta cu 2-3 să mă vait, mai duc nu știu unde, mai vait un pic, și ar trebui să găsești pe unul care zice vreo două, bă, alo, du-te la muncă, lasă vrăjala, hai, n-ai nimic grav, hai, treci, de unde ăla ai nevoie, nu de alți fraieri la care să te plângi, că da, frate, așa e, exact, așa am pățit la fel, frate, ca, bă, pe cuvântul meu. Să-ți susțină văitatul. Asta de multe ori îmi place să stau singur, eu cu gândurile mele, pentru că într-un final ajung în poziția care trebuie. Singur. Da, dacă stau să mă vait și mă mai adun energie negativă, mă las. Și îmi place să mă las. Vă încurajez să nu vă mai văitați, să luați atitudine, pentru că există soluții, iar disciplina, deși este frustrantă la început, este foarte bună mai târziu. Ne vedem în următoarele episoade.